Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Adriana, sunt cosmeticiană și astăzi vreau să vorbim despre zonele acelea mai colorate de pe piele, care se numesc, cărora noi le spunem pete. Dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți, că mi dați like, share și comentarii pe acolo. Fiecare reacție dintre asta de a voastră pe mine mă bucură foarte mult și îmi dă de știre că ceea ce fac eu este important și aduce valoare în viețile voastre. Vă mulțumesc! Mă și motivează să fac din ce în ce mai multe filme și cu un conținut mai valoros pentru voi. Bun, hai să trecem la treabă. De ajuns cu asta. Adevărul adevărat este că atunci când trebuie să vorbesc despre like și share, nu-mi place. Nu-mi place, am o problemă mare de tot cu like și share. Când trebuie să spun like și share, mi se pune un nod în gât așa și așa mi-e de greu. Așa că vă rog, ajutați-mă voi. Dați voi like, share, comentați acolo, spuneți-le și altora să-mi dea like și share. Numai să nu trebuiască să spun eu. Oh, Jesus! Eu beau de aici, din cană, un ceai de roibos astăzi. Da, pentru că mi se mă hârie un pic pe gât. E toamnă, e întunecat afară, este și rece și corpul trebuie să se adapteze la noua temperatură și atunci, na, cum îi zice... trece prin tot felul de stări. Hai să vedem cum e cu petele astea de pe piele. Petele pe piele apar din mai multe motive. Odată pentru că există în codul genetic o genă care se activează când apare soarele pe cer și stimulează anumite melanocite, celule din stratul bazal al pielii, să secrete mai multă melanină. Și astea se numesc pistrui, pe scurt. Mai sunt petele generate de o afecțiune a ficatului, în care ficatul nu mai poate să funcționeze corect, nu mai poate să metabolizeze toxinele, să le transforme și atunci trimite în piele niște substanțe care, la rândul lor, unele sunt colorate ele însele, altele stimulează melanocitele să secrete melanină și apare melasma, așa se numește. Tot datorită unui ficat stresat, apare și masca gravidei. Acela este din pricina faptului că ficatul este lovit în permanență, este înghesuit și are de metabolizat lucruri pentru doi, este foarte greu, sarcina nu este o boală, dar corpul mamei trebuie să treacă prin niște transformări. Și unele femei se pătează pe față și aceea se numește masca gravidei. Acum doar le enumăr și după aceea vorbim despre ele pe rând, cum se tratează și așa mai departe. Următoarea cauză care poate genera o pătare a tenului este pur și simplu expunerea la soare, expunerea la ore nepotrivite. Și aici părerea mea este că pătarea asta apare și dacă ai SPF pe față și dacă nu ai, tot te poți păta dacă pielea ta este sensibilă și este predispusă la așa ceva. Sunt tipuri de piele care nu se pătează neam. Nu. Eu nu folosesc SPF decât în crema de zi ăla 15 cât are și am grijă să nu mă expun la soare la ore nepotrivite. Dacă trebuie să plec neapărat, îmi pun o pălărie, o ceva și nu mă pătez. Până acum nu m-am pătat. Și mai sunt petele care apar de bătrânețe. Acelea apar
tot datorită unei disfuncții a ficatului și datorită unui deficit energetic al corpului, asta este clar. Și mai sunt petele care apar datorită unui defect care apare la celulele, la melanocite. Ele încep să se dividă în mod neregulat și atunci apar melanoamele. Vorbim despre altfel de boli care nu intră în competența mea și doar le-am enumerat aici ca să le știți, dar nu voi vorbi despre ele pentru că nu sunt de competența mea. Eu vorbesc doar ce ține de competența mea, de cosmetician. Ok, să le luăm pe rând. Bistrui. Apar, cum am zis, toamna, primăvara și vara. Apar și dacă te dai cu SPF, încearcă și ai să vezi. Eu, părerea mea este că apar și dacă te dai cu SPF, pentru că în corpul tău există acea genă care se activează în momentul în care vine vara și corpul știe că este vară și dacă îți dai cu SPF și dacă nu. Astfel încât gena se va activa și ele vor apărea. Ce e de făcut? Se tratează? Din câte știu eu, nu se tratează. Dar poți merge la cabinetul unui medic dermatolog să vezi dacă poți să le tratezi, dacă el știe vreun tratament și dacă afli de vreun astfel de tratament. Scrie-mi și mie în comentarii, pentru că ai văzut, eu deja am zis că nu știu. Și apreciez când cineva vine și împărtășește cu mine ceea ce a aflat. Bun. Ce altceva poți să faci? Cum le poți trata? Păi nu poți să le tratezi, poți să le pitești, să le ascunzi. Le ascunzi sub un strat de fond de ten, pudră, ce mai știi tu pe acolo. Bun. Mai departe. Petele de la ficat. Petele de la care apar datorită unei afecțiuni a ficatului pot fi tratate în primul rând tratând ficatul. Mai întâi tratezi ficatul, apoi sau poți tratamentul se face în același timp, dar mai întâi te duci la medic și vezi care e problema cu ficatul tău, de ce este obosit, renunță la stres, alcool, fum, tutun, îți spune medicul acolo care sunt factorii de stres pentru ficatul tău și ce trebuie să faci. Când începi tratamentul pentru ficat, poți să începi, dacă este toamnă, primăvară, poți să începi și un tratament cu AHA-uri, cu acizi alfa-hidroxi. Poți să faci și niște exfolieri dacă vrei și nu ai răbdare și nu ai răbdare și vrei neapărat să scapi de petelele de pe față. Poți să te duci la cabinetul medicului dermatolog, dar degeaba el îți va face peeling-uri și mai știu eu ce, dacă ficatul tot va stimula apariția acestor pete. Deci mai întâi trebuie să rezolvi cauza și după aceea rezolvi și efectul. Ok, hai să vedem. Masca, ce ziceam de masca gravidei? Masca gravidei se tratează simplu, naști, ai grijă de tine, te îngrijești, mămico, ai mare, mare grijă de tine, nu te stresa, stai liniștită, ține un regim alimentar corect, astfel încât să nu stresezi prea tare ficatul acela, că și așa a fost luat la șuturi de un bebe, dacă nu chiar de doi, ca în cazul meu. Da? Ai grijă de tine, mami, nu-ți face griji, după ce alăptezi, poți să te îngrijorezi pentru petele de pe față, până atunci doar îngrijește-o minimum, minimum Moris. O demachezi, îi dai cu apă tonică, îi dai cu o cremă dimineața și seara, eventual între astea, dacă ai chef într-o seară de girly-girly, așa, și bebea a dormit și te lasă și pe tine să respiri, îți poți pune o mască pe față, una hrănitoare sau una cu puțin mango. Sau a mâncat, i-ai dat, ai mâncat la masă un mango, ai mâncat un ananas, papaya, ceva, poți să spui pe față, lași 5-10 minute, te duci, ai clătit și gata. Când faci diversificarea la bebe și el începe să-și pună pe față toate cele, puneți și tu, nu te mai enerva, începi și joacă-te cu el, bălăciți-vă în iaurturi și în fructe, după aceea vă spălați amândoi și mergeți la nani, liniștiți. Hai, te pup!
spa pupic pentru mămicile proaspete. E o perioadă foarte mișto, dar foarte obositoare și vă iubesc de nu mai pot. Pe voi, fetelor. Ok, hai să vedem. Următoarele petele care apar de la sare că ne-am expus la ore nepotrivite și a rămas pătate pe față. Astea se tratează la fel cu acizi de tip AHA, cu exfolianți. Puteți să mergeți la cabinete să faceți microdermabraziune. Acum, în perioada asta, este perioada peelingurilor, că e microdermabraziune, că este peeling chimic, că este peeling enzimatic, că este un scrub mai profund, că este ce-o fi, puteți să mergeți să începeți cu cosmeticiana sau cu medicul vostru să stabiliți o schemă de tratament și să tratați petele acelea. Îmi cer scuze, eu, gâtul meu. Da. Ok. Păi, cam atâta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă pup, vă îmbrățișez, încă un pupic pentru mămici și pentru viitoarele mămici, să știți ce vă așteaptă. Și nu uitați, frumusețea se cultivă, tinereți. Tinerețea se cultivă, frumusețea se învață, da, așa era. Dar câteodată mai e și greșim. Asta e. Vă pup, vă îmbrățișez. Pa, să aveți o săptămână frumoasă!